representing Austria, Mercedes Schulte und Valerie Kleiser, siebter Platz. Am Ende unseres Bewerbes hier in Rumänien, die Vize-Olympiameisterin in Lillehammer in der Jugendkategorie kommt jetzt auf die Bühne. Locul 7 pentru Austria, doamnelor și domnilor, Austria, cu acest echipaj a obținut medalia de argint la Olimpiada de tinerete la Lillehammer din acest an. Vedeți fetele acum pe podium, Schulte alături de Kleiser. Felicitări pentru cele două! Continuăm cu locul 6. Și locul 6 este echipajul României. Și invităm alături de noi pe Florina, Daniela, Gheauș, Vlad, Teodora. Locul 6 pentru echipajul României. Sixth place goes to Romania right here and right now. Seventh place Austria, sixth place Romania, and now we are continuing with the same country. So let's see who is on the fifth position. Și din nou pe scenă din România, Maria Constantin și Georgia Lupo. Iată, cât de sunt de mare sunt concurentele noastre, de pe locul 5. Bravo! O nouă echipaj al României, în top 5, Maria Constantin și Georgiana Lupu, la exact o zecime în spatele locului 4. Felicitări! Urmează, doamnelor și domnilor, ca acum să vă prezentăm din nou locul 4. Locul 4 și locul 3 din aceeași țară la această categorie. Now we are going on with the fourth position and we are switching the language. Und wieder darf ich auf Deutsch etwas anmoderieren, denn Deutschland hat den vierten Platz bei den Damen im Zweierbob mit Anna Köhler und Vanessa Mark. Und in Germania, Anna Köhler und Vanessa Mark für locul 4. Bravo, 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 bravo. Glückwunsch und viel, viel Gratulation für die Damen aus der deutschen Mannschaft. 1939 war die Gesamtzeit am Ende der drei Läufe mit Anna Köhler und Vanessa Mark auf dem vierten Platz. Sie waren mit über 2 Zehntel hinter den Drittplatzierten, also viel Besseres könnte man nicht erwarten bei dieser Konkurrenz. Vor allem, wenn auf dem dritten Platz jemand ist, der Jugend-Olympia gewonnen hat. Urmează locul 3, dragi prieteni. Și pe prima dreaptă a podiumului, din aceeași țară, Germania, Laura Norte și Rina Zengovski. Urmează campioanele olimpice de tinere de la Lillehammer, locul 3 la campionatul mondial acest an, aici la Mamaia. Laura Nolte und Lena Zelikowski holen eine Medaille für Deutschland, eine Bronzemedaille. Herzlichen Glückwunsch an die deutschen Athletinnen, die bei der Jugend-Olympia heuer schon die Goldmedaille gewonnen haben, vor der Österreicherinnen und Athletinnen. Locul 3, dragi prieteni, Germania, așa cum se vede, Lena Laura Nolte și Lena Zelikowski. Și mulțumim de parea în acest concurs. Și mulțumim încă o dată Alexandrion Grupul România pentru premiile acordate.
Și acum urcăm și mai mult pe podium și vreau să vă aud tare pentru medalia de argint din România, Andreea Greco și Olivia Vil! Locul 2 pentru România la această probă, cu două persoane feminine. Și ne bucură tare mult acest lucru pentru că i-ați amoțiut și astăzi medalie după medaliile de aur. Două medalii de aur are România la această ediție. Are și două medalii de argint obținute ieri. Are medalii de bronz pe care am obținut ieri de asemenea la proba de skeleton bărbați. Așa că avem toate motivele să fim bucuroși la capătul acestui campionat mondial. Bravo, fetelor, medalii de argint! Deci când încălzăne pe drumul acțiu, Olimpiană Pisicăi, in the stage, copil la baton. Felicitări! Locul 2 pentru România! Și pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, aurul în proba feminină de bob, două persoane, campioane mondiale, din Rusia, Nadeja Sergeeva și Iulia Șurșeva! And here are the gold medalists and the world champions of Russia, Nadeja Sergeeva and Iulia Șurșeva, the winners of the race here in Mamaia 2016. They were dominating all race long with about 0.3 seconds advantage, a huge advantage for the Russians who had the best time in all the next events. Ele au fost cele mai rapide la toate manșele ale competiției. O victorie muncită, o victorie autoritară cu un avans considerabil, dragi prieteni, 28 de secunde. O victorie clară în favoarea echipei Rusiei cu Sergeeva și Șorșueva. Acum vin și florile, dragi prieteni, și bineînțeles și felicitările din partea președintelui Forului Internațional. Locul 1, Rusia, locul 2, România, locul 3, Germania. Și astfel ajunge să ascultăm pe această dată imnul de stat al Rusiei, the National Anthem of Russia. Молодцы!
aplauzele dumneavoastră. Aceasta a fost premiera în cadrul campionatului mondial, proba bob feminină. O să coboare de pe scenă, pentru că noi ne vom pregăti de următoarea premiere în proba cea mai spectaculoasă din această zi și din această competiție. Bob, 4 persoane! And now the last pictures are taken here on the stage, all the same.